coloană vrăjii, careva! Ți-am spus de atâtea ori să fii vigilent! Îl dibuiesc! Și dacă nu vă place ce loc de muncă am să-i dau... Și până una altă ce facem cu asta? De aici orientează-te! Melcu! Telcu! Din agricultură! Amândoi! Tovarășul Mirea, tocmai dumneavoastră să ne faceți una ca asta? Noi care vă primim în județul nostru, vă cunoaștem și de la televizor! Și care să vă primim întotdeauna! Din inimă și în mod corespunzător! Vă rugăm foarte mult! Tovarășul ziarist, vă rugăm foarte important! De ce ați raportat că totul, până la ultimul bob, a fost cules și însilozat? Păi să vedeți! Cum se mă... viața în general e foarte complex! Stai, mă, dracu, din gură cu filozofia! De ce să ne căjim pe tovarăș? Au și dânsi atâtea pe cap! Da! Să aibă și ei o satisfacție! Da, și pentru ca dările voastre de seamă să fie corespunzătoare, vă lasă inima, conștiința să băga sub pământ munca oamenilor, hrana oamenilor. Tovarășul, știi, tonul ăsta mi-a... Ce-ți veni și ție acum? Lasă-i explicăm tovarășului! O să aveți ce explica și nu mie, după ce apare articolul meu. Cum, doar nu aveți intenția... Nu, nu intenția, hotărârea fermă. De neclintit. Tot Mirea, vă dați seama ce o să declanșați cu asta? Cum asta caracterizează munca noastră? Pe noi? Salutare, Coruja! Drum bun! Unde e? Rădare, apare, apare. Unde e? N-auziți? Răspundeți-mi imediat, că țip! Ar fi păcat să deteliorați asemenea voce de aur. Ce aur, neamule, platină! Țip, ajutor! Să râi! Mamă! Ajutor! Aici! Sunteți în afară de orice pericol! Vă rog foarte mult! Doamna! Doamna, vede, băi! Fii cu minte, băi! Ce dracu vrei, băi? Hai, hai! Valea! Să nu dai de bucurilor! Derbedeilor! Mirea! Bibi! Ești exact așa cum ni te-am imaginat. Sweet. Am vrut să facem cunoștință în mijlocul naturii. Hai, vino lângă mine. Vin. Cum ați putut crede că și eu sunt unul dintre aceia. Unul dintre aceia puțin la număr care nu caracterizează. N-a ținut. Poate trebuia... Trebuia, nu trebuia, i-am vrut în portbagaj tot ce are județul mai corespunzător. Ce naiba mai vrea? Ai? Te și mir de unde apar astfel de oameni. Haide-te jos de acolo, că nu o să le lăsăm în mijlocul drumului. Să ne batem joc de produsele noastre, neamielcule, hey! Le recuperăm acasă. La noi? Singurică, singura? Duduia Bica Barbu, bebe. Vezi de drum, șerifule, că te așteaptă mămica. Da? Și dacă nu vrea băiatul, auzi? S-a lovit cumva copilul? Vezi de drum cu coana? Că m-ai demorat! Uite, doamne, cum se leagă de bărbat! Mm.
Bica, am crezut că ai pățit ceva. N-am pățit eu, a pățit ea, mașina mea. Maestra baroului. Ți-am făcut rost de noi clienți, doi. Telcu și Melcu îi cheamă. Cred că îi poți salva cu tot talentul tău. O, cici roșii de mostene, reuniți într-o gingă și făptură. Ce-ai pățit? Iubirea mea. Ei, tovarăși! Oamenii muncii se odihnesc. E just să deranjăm? Nu, nu e just. Mâine vor fi osteniți. Producția se va resimți. Lasă-i, dragă, sunt tine. Ar trebui să te debarasezi de sentimentalismul mic burghez. Mentalitate de femeie ruptă. De viață. Rușine! Eu nu înțeleg cum reușești performanța asta. Pentru că e o performanță, să știi. Păi dacă n-ai mai trecut de 3 zile pe aici... Chiar 3? Chiar 3, Isabela. Maria Teresa! Cleopatra! Isadora, mi-e foame! Da, să trăiți? Să trăiți, da, tocmai acum am picat. În clipa asta. Îl scriu, chiar acum îl scriu. O jumătate de oră, nu s-ar putea în 3 sferturi. Da, mulțumesc. Atunci în 45 de minute. Da, să trăiți. Mulțumesc. Da, desigur. Ce-ți dau să mănânci? Nu mai mi-e foame! A, sunt mâinile. Bună! M-a trimis să iau personal... E dincolo, Vic. ...materialul. A! Salut, bătrâne! Mai mult? Salut, lascăre! Nu, nu, imediat! Imediat sunt gata! Nu, nu, nu! Poți să ai oricât, eu nu mă plictisesc, te jur! Da. Auzi, Victor, dacă tu în condițiile astea mai poți să scrii, înseamnă orică ești sărit, orică ești din cale afară de ambițios, ori... Nu e. Mai bine ai pune mâna și mai ajuta. Da, da, fac orice. Dacă îmi ce să mă duc până la Paris, mă duc. Da, să trăiți. Da, a sosit, chiar acum a sosit. Da, vi-l dau imediat. Lascăre, lascăre. Ce? Da. Da. Trăiți? Am sosit? N-am trecut pe la o verică. Nu. Da. Îndată-i gata! Da, vin direct? Sigur că da! Nu, nu, nu! Nu trec pe la o verică! Trăiți! Cât mai are ăsta până la pensie? Gât? Destul! Murim noi până atunci! Lascăre, gata! Gata! Hai, repede, hai, repede, repede! Aoleu, ce sete mi s-a făcut! Vitora, și voi n-aveți pe fizile la o verică! Nu, îmi pare foarte rău! O verică pentru mine! Nu, lasă, 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 nici o verică, lasă, umblitura de mereu, lasă că știu eu. Unde e încă? Lasă că ai avut o grijă. Adică mă opresc undeva, să știi. Păi ce ai promis? La revedere! La revedere! A, stai, stai! Sărumiile! Bună seara! Foarte... Ce? Termina. Ce faci? Ce faci? Unde te duci cu noaptea în cap? Vrei să se trezească blocul? Să mă vadă lumea ieșind de la tine? Să-mi compromit viitorul? Adelaide! Adelaide, serios, de ce nu vrei tu să ne căsătorim odată? Pentru că nu m-ai cerut. Cerule! Tovarășa! Unde-l fi făcut ce, mă? Tovarășa Bica Barbu! Pentru exact a 86-a oară te întreb! Vrei să mergem la oficiul stării civile și să spunem da? În unanimitate! Să mă mai gândesc.
Vrei să-ți cad în brațe așa ca o gâscă? Vii să mă iei de la tribunal? Să mă mai gândesc. Pledez un singur proces și sunt gata. Hermina, te iubesc. Gata. Hermina, mult. Hermina. Gata, pa! Ah, să-mi citești articolul! Dinamită! Bombă! Vitriol! De ce n-a apărut articolul meu? Pentru că în toată redacția asta, eu mă mir de ce mai are retribuție. S-a găsit și cineva vigilent. Oare cine, oare cine? Eu. Auzi, mă, tu știi să păstrezi un secret? Adineauri, am primit un telefon de la... Nu, am primit eu un telefon. Ni se atrage atenția că ziarul nostru e pe cale să calomnieze două cadre de nădejde din agricultură. Acești indivizi dăduseră ordin să se bage sub brazdă recolta. Asta caracterizează munca în agricultură? Tocmai că nu! De aceea eu cred că împotriva acestor acte irresponsabile, presa noastră trebuie... Da, dar eu nu am chef ca altă dată să fiu tras de urechi pentru îndrăznelele dumitale, care pe deasupra mai fac și pe vedeta la televiziune. Tovarășul Cocean, tovarășul Vladimir, eu cred că este o obligație a unui ziarist comunist să ardă cu fierul roșu tot ce e înapoiat. Tot ce contravine legilor țării. Ziarul nostru nu este un ziar de scandal, care să arate că la noi chipurile se îngroapă recolta. Dar nu la noi, la IAS Todești. Și asta caracterizează IAS Todești. Și pe tovarășul Mercu și Telcu, despre care mi-a vorbit chiar acum un tovarăș cu mâini de răspundere de minister. Asta îi caracterizează. Dar ce îi caracterizează? Avântul, hotărârea și dăruirea. E drept, sunt darnici. Bine, atunci să-l rupem și pe ăsta. De ce să-l rupem? De ce să-l rupem? Să-l îmbunătățim. Atunci, poftim. Asta ce mai e? Demisia mea. Aha. Tovarășul Mirea s-a supărat. Tovarășul Mirea refuză lucru asupra textului. Tovarășul Mirea este un om orgolios, care vrea să pară chipurile combativ. Uite ce este, eu îți dau un sfat. Nu te juca cu demisiile astea, că la noi nu există demisii. Bine. Eu plec în concediu. Sper că în lipsa mea nu vei produce greutăți. Ești prea tânăr pentru subiecte de prima linie. Îți trebuie până capeți experiență subiecte mai simple, mai clare. Uite. De pildă. Știi dumneata că în cartierul Bercen de 9 zile nu se găsește la nicio autoservire, la niciun magazin, la niciun restaurant apă minerală Hebe? Hebe? Da, Hebe. Dumneata, cunoști calitățile apei minerale Hebe? Păi nu le cunoști, păi ce le spun eu acum? Apa minerală Hebe este un tonic pentru ficat. Salut, veșere! Salut! Hebe aveți? Hebe nu, cine? Da, lichiorul de-astea, tot pentru o ficat? În felul ăla. Fii atent că umblă prin zonă. Cine, mă? Mirea, ăla de la ziar, balaurul. Și ce vrei? Ia Bacu să fii atent. Bună ziua! Bună ziua! Hebe aveți? Hebe? Da. Pentru dumneavoastră, ai găsim? Se îndreaptă spre dumneatale. Da? Intră aici, intră acolo? Da. Spre dumneata țintește. Wow! Ce s-a întâmplat? Uite ce minunăție! Să știi că la iarnă mă apuc de vânat. Băi, ce frumoase, nu știu, dar e grozavă. Victor! Ce Izadora? Victor, te rog, da, te rog, mă dai să încercăm. Da, bine, atunci să știi că îmi repar mașina, o vând și... Dar nu de cumpărat, păi, e atunci... vorba. Încercarea moarte n-are, hai, te rog. Hai, hai.
Mă duc imediat, trebuie. Nu, mulțumesc. Dacă mă mai târăști prin asemenea localuri de perdițiune, blana aceea va rămâne o veșnică fata Morgana. De ce? Ți-am spus că la iarnă mi-au concediu și vânez o sumedenie de... văd eu ce. Chiar o sumedenie de văd eu ce? Acum că te-am compromis în public, trebuie să te măriți cu mine. Când o să-mi aduci blana aceea de văd eu ce? Vorbesc serios? Ți-a plăcut chiar așa de mult? Mi-a plăcut foarte mult, vorbesc serios. Dă-o încolo de blană. Mergem. Da, așa mai merge. Revizie. Tot pe scări. Ești cu mine. A, să rămânușițele, tovarășa Bica. Trebuie să lași Mirea. Am un pachet pentru dumneavoastră. L-a lăsat cineva la mine la administrație. Mulțumesc. Trebuie să tovarășul Mirea. Scuzați de deranjare. Tovarășului Victor Mirea pentru soția sa. Pentru cine? Ce-i asta? Păi, nu știu. Nu știu, nu. A, nu o recunosc, nu? O fi o știucă, o fi o garofiță, o fi o stâncă neagră. Nu înțeleg nimic, Vic. Va să zic că de asta nu vrei să ne căsătorim. Vic, dragule, vino-ți în fire. Cum arată? Cine? Papa de la Roma! Nababul care face cadouri de 10.000 de lei! Ia ascultă să știi că eu nu înghit! Știu, cunosc sistemul. Napoleon, cea mai bună apărare e atacul! Pum, pum! La voi, la femeie din instinct! Din instinct? Unde v-ați cunoscut? De unde îmi știe adresa? Da, am înțeles. Când eu muncesc, când eu sunt pe teren, tu la duci aici! Vic, iubitule, ce trece prin minte? Va să zic că astea au fost jurămintele noastre. Dragostea noastră, prietenia noastră. Și eu ca prostul unică. Pentru că așa te-am văzut, înțelegi? Unică. Pleacă, pleacă, nu mă mai sida cu prezența ta. Pleacă. Ia-ți blana și cară-te. Ești ca toate celelalte, ești o... Taci! Nu spune cuvinte care nu se mai șterg. Ești un prost ca toți bărbații. Nu generaliza. Mai tu ești prost. Așa e bine? Auzi, fii sinceră. Hai, fii sinceră. Spune-mi tot. N-am să sufăr. N-am ce să spun. Și să-ți fie rușine. Ce s-a întâmplat? Nimic. Nu. Sunteți tineri, o să vă împucați. Mulțumesc. Nu fi supărat. Tot Crăciun. Bună ziua! Bună ziua! Bună! Dumneavoastră ați trimis ieri o blană pe adresa mea. Noi nu deservim la domiciliu, deservim aici. Ascultă, ieri după masă am fost aici cu o cetățeană. Da, era, dacă mă pot exprima astfel, first class, tovarășe Mirea. Ah, deci mă cunoașteți. Cine nu vă cunoaște pe dumneavoastră? Ți-i în carne vie. Ea a aprobat o blană de... Câinele Deltei. Da, după aia m-am trezit cu blana acasă. Care blană? De câinele Deltei. De? Chestii? Socoteli? Ascultă, tovarășe, să știi că nu e de glumă. Din cauza asta noi ne-am certat. Din cauza asta noi am rupt logodna. Cu cine? Cu persoana cu care am fost ieri după masă aici, în magazinul dumneavoastră. Sincere condoleanțe. Noi n-avem niciun amestec, tovarășe bine. Cunoști blana asta? Nu. Că de la noi n-a ieșit nicio blană. Care posedă ca să-și permită? Spune și dumneavoastră. Poate dumneavoastră, care vă știu o țară întreagă. Asta e blana care ieri după masă era în vitrină. Asta e blana pe care a probat-o Bica. O recunosc. Noi nu o recunoaștem. Ei, cu ce altceva vă putem servi? Bine. Mai vorbim noi.
Să trăiți! Să trăiți! Mai poftiți pe la noi, tovarășe Mira! Vă așteptăm! Bună ziua! Cu ce vă servim? Bună ziua! O cafea! Ce blană frumoasă aveți! S-a prosăpit vis-a-vis, cu ochii țintă. Da. Ăsta e din familia la Covari. A avut mai multe pogoane decât ai tu păr în cap. Viața! Așa e, bă, ai dreptate. Chestii, socoteli. Balaurul e tot acolo. Belește ochii peste tot. Iote. Să nu fi ciripit careva ceva. Oameni noștri, niciodată! Iată, mănașule. Am emis și eu așa o supoziție. 9/10. Trăiți, tovarășe Mirea! Trăiți, tovarășe Mirea! Îmi permiteți? Bine ați venit! Permiteți. Brazilian. Nu merită. Așa e. Toate e la fel. Da. Chestii, socotele. Dar nu asta caracterizează. Alea corecte n-are noroc. Câtă dreptate aveți? Aș putea îndrăzni să am curajul de a cuteza. Dar vă rog. Să vă invit la un mic local. Ceva modest, intim. Mai vorbim, mai analizăm chestii socotele. O întrebare. De ce? Vă admir articolele. Le citesc ca pe Sfânta Scriptură. Lovește în corupție, alte mici defecte. Mă rog, chestii socotești. Oh, dar vai. M-am văzut în târcoale pe cartier. E pe urme, mi-a zis. Iar se asanează o porțiune din viața noastră în... Eu vorba aia în cartier din tată în fiu. Aș putea să mă fiu de folos. Chestii socotești. Hai, nu mă refuză, tovarășe Victor, drăguțe. Al dumitale sunt. Bumbescu. Mi se zice și Bacus. Dar pentru prieteni, Bacus. Să trăiți, să trăiți, Nea Bacus. De ce n-ați anunțat? Iată așa, am vrut să fiu incognito. Prietenul meu. Prietenii lui Nea Bacus sunt prietenii noștri, stăpânii noștri. Poftiți. Whisky. Puțin pentru circulație. Nu trebuie. Eu sunt de albinuri. Da.
un cipăs regal? Corect, mă duc. Pe urmă niște ouă de pește, știi tu din alea. Flământ? Nu prea. Atunci ceva ușor, și la ea și menuier. Pe urmă mușchiuleț de vacă. Desert? Mereng. Profiterol, ce mai vedem noi? Chestii să o vedem. Filtru. Da, da. Curvazier. Da. Te rog, ocupă-te. Mi-ești drag. Nici nu știi de ce. Zău că nu știu, abia n-am cunoscut. Pentru că ai suflet, domne, suferi. Cine mai știe să suferi în ziua de azi? Suferința vine din sensibilitate. Dar să știi, nu merită. O să vă împăcați. Mulțumesc. Sigur o să vă împăcați, sunteți tineri. Mulțumesc. Vă spun eu. Nu crezi. Nu mă crezi, aia e. Leafa și punct! Aoleu, nu se poate. Matale, care ai atâta putere de să cutremură cartierul, să nu-ți poți permite la orice oră din zi și noapte un civăs, o icră mai neagră, un Volvo, o vilișoară pe Valea Pragului, un voiaj pe an, pe stelac. Na, Bumbescule, uite, dacă nu te-ai respectat din calea afară, să știi că zice că te-ai îmbătat. Te-ai îmbătat, vorbești vorbe. Eu nu mă împăr și atât, domnule. Nici eu. Da, spune-mi, Na, Bumbescule, mă auzi? Spune-mi, cum? Cum, ca să mă orientez? Că nu știi. Jur. Păi, domnule, unii, ca să nu-și vază poza în ziar, ar face... Nu. Zi ce-ar face. Nu, zice, ce te-a oprit? Ce-ar face? Ce să... Chestii socotele, adică... Înțelege. Să trăiți. Poftiți. Doriți mai aproape de orchestră? Mai așteptați pe cineva? Dragă, am lucrat până târziu peste program. Peste tot e închis. Aș vrea o sticlă de apă minerală Hebe. Am înțeles. Noroc să trăiești. Vă salut. Tovarășe inspector, poftiți. Mulțumesc. Să trăiți. Ce nu punești, mă, tovarăși, de la controlul financiar? Un om minunat. Robespierre. Saint-Just. Ai auzit de ăștia? Nu, parcă. Și-l cunoști? Locuim în același bloc. Cu doar și inspector ăsta la bloc? La bloc? Te apucă groază. Și altceva? De băut? Hebe. Nici singur acasă? Păi, dar nu prea stă pe acasă. Femei? Nabacus, femeile, una singură se întâlnește în viață. Femeia unică. Credincios unul altuia, până la moarte. Și la bine și la rău. Pe mine mă scuz, nițel. Nițel de tot. Thank you.
singur păpușel. Câți ani ai? 18. Coca. Mirea. Și ce faci? Vezi, baby, mă dau la tine. În general, în viață. Mă plictisesc. Și? Mă ierți că sunt indiscret. Fii, trebuie să ne cunoaștem. Nu se poate așa dintr-o dată, știi. Părinții? Baba cu medic. Am dat și eu la facultate. N-am reușit. Iartă-mă. Baba cu are principii. El nu intervine. Dansăm? Nu. De ce? Nu-ți plac? Ba da. E numărați, Neabahu, să n-ai grijă. Bă, tu să n-ai grijă. Dacă nu-ți numărați cum trebuie, ci... Merge? Rupere. Ce-i faci, Neabacus? Că e trăznet să mă bată Dumnezeu. Eu însuși, care ori și câtuși de puțin mă pricep și cu toate astea... Neabacus, păi... Bă! Nu, bă! Cum stai cu cantitatea? Pe sfârșit. N-ai grijă. Ac. Aranjez eu. Auzi? Nu cumva ești nimic? Aș putea zice ceva din contră. Păi atunci... Mi-e milă de tine. Ce-i cu ăsta aici, om? Nu e pe gustul nostru. Ah, nu. Fără iubire, nu mă interesează. Sufletul... Asta caut eu. Visez un suflet ales, curat, ca de copil. Câmpie mângâiată de vântul de april. O inimă în care, citind un viitorul, iubirea nestemată. Să-și găsească zborul. Victorie! Victorie! Nu pot să cred! Nu pot să cred, Victorie! Doamne, să am așa noroc să te cunosc pe tine! Fără poezie, viața e pustiu. Pustiu. Moment, conejoși. Să trăiți. Păi... Nu astăzi era ziua în care... Nu. Treceam pe aici și... Da. Cum să spun eu... Ia un petit bobo. O încurcătură, domnule. Bobo? Ce este bobo? La mine, la întreprindere, unul tânăr, mon cher, fanatic. Bine, am încercat eu să... Dar el nu, drept, principiu. Mă rog, chestii socotel, mai departe. Bref, a mirosit ceva. Nu, fleacuri, nimic esențial. Dar a făcut o sesizare. Două, trei, mă rog,
A, bineînțeles, i-am făcut vânt, sigur. Să mai crească, să mai reflecteze asupra vieții. Și atunci? Am fost informat că există un dosar. Dosar? La cine? Unu Sterea. Ah. Dumitru Sterea. Mm. Controlul financiar. Încuiat, dur. De unde or fi răsărit ăștia, mon cher, când viața e atât de scurtă? Da, bine, să trăiți. Au revoir. Grig. Se plimba prin fața prăvăliei, mi-a zis că vrea să-ți vorbească. E ceva nasol, nașule? Suntem luați în colimator? Tragem pe dreapta și parcăm cu tot ce m-a gonisit? Niciodată! Suntem în mână. Nu ne mai putem opri. Hai, treci în laborator. M-am dus. Bună ziua. Până acum suntem ok, să știi. Dar dacă intră pe fir maiorul Voinea, am încurcat-o. Am încurcat-o. Ceva perspective cu controlul ăla sunt? Cam nu. Nașule, auzi, să nu te superi. Eu am citit undeva că Kaiserul Wilhelm, ai auzit de el? Așa. A zis la o recepție că fiecare om își are prețul lui. Toți au mulți respectoși. Înțelegi? Numai ambasadorul Angliei a întrebat, dar scurt, chiar și majestatea voastră, toți a înțeperit. Dar Kaiserul, în loc să pui să-i tai capul, a râs și a zis, da, chiar și eu. Și care ar fi prețul majestății voastre? A întrebat englezul. Păi coloniile britanice, a zis Kaiserul. Hă? Aștept al dracu Kaiserul ăsta. Cu ce să-l pun pe tovarășul Sterea, bă? Nu vezi că ți s-a urcat și titlul la creier? Cu Congo, cu Brazilia, cu ce? Tașule, mă tău și pe nevastă? Uite aici, bătrâna cu sacoșa. I-am făcut o poză spontanee, așa, pe șestă, cu muzubuchii ăla al meu. Ia bine. E la Craiova. Acum e la Brașov. A căzut un doctor cu nevastă și copii. Gabi! Am înțeles, am plecat. Bună ziua! Noroc, tovarășa. Vă ascult. Tovarășe, vă mulțumesc că m-ați primit. Îndeplinesc o sarcină, nu fac favoruri. Fii concretă. Dacă nu m-ați fi primit, aș fi făcut un gest necorespunzător. Un gest necugetat. Tovarășe! Gabi! Liniștește-te și expune în continuare. Am divorțat recent. Iată unde duc căsătoriile care nu sunt încheiate pe baza unor sentimente corespunzătoare, verificate. Oh, câtă dreptate aveți! Soțul meu zicea că nu mai poate trăi pasămite fără un om de al treilea care a plecat mai de mult în străinătate. Eu n-am știut ce viperă am strâns la sân. Proia să mă atragă și pe mine, dar eu am preferat mai bine să dau divorț. Da, o atitudine corespunzătoare. Și m-a luat afară din casă. Eu sunt orfelină de ambii părinți. Eu n-am unde să mă duc. Fiți lideri de dor, m-a la unul, m-a la altul. Mă refer la rude. Dar și eu am spațiu restrâns și nu vreau de a-l incomoda. Tovarășe, o clipă. Unde lucrezi, dumneata? Să vedeți, eu am venit în București să-mi caut serviciu. Deci, postul meu soț, trădătorul de țară, mă ținuse doar să fiu casnic. Nu se gândea decât, pardon, la plăcerile lui. Și n-am nici buletin de București. N-am nici... Mi s-a rupt fusta. Cum am să ies acum așa pe stradă? Stai, stai, tovarășe! Să nu capitulăm în fața primei greutăți vită în cale! Uite ace! Ah, mersi!
Situația dumitale e complexă. Uite aici, uite. În viață se ivesc astfel de situații. Da. Da, eu. Da, s-a discutat. S-a discutat. Da, 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 da. Nu trebuie să demobilizezi. Trebuie să privești cu încredere viitorul. Vă mulțumesc, tovarășe. Cuvintele dumneavoastră m-au însuflețit. Mi-au dat orizonturi noi. Voi înfrunta orice greutăți. Tovarășa... Gabi. Tovarășa Gabriela, reiați locul pe scaun. Desigur, nu e așa. Nu e așa, oricât noi, te rog să ne lași adresa unde poți fi, unde poți fi, unde poți fi găsită, dragă. În cazul în care... ce faci? Ce faci? Se poate? Plângi? De fericire. Se poate. Gabi, da, ce caută la mine? Tovarășa Gabi! Tu, tovarășa, de ce ai venit dumneata la controlul financiar? Când problemele dumitale sunt locative, ce legătură are controlul cu... Eu nu la control am venit, eu la dumneavoastră am venit. Că dumneavoastră ați fost și, ați fost și, și ați fost și. Invidia. O singură vorbă bună din sufletul dumneavoastră părintesc și totul se rezolvă. Mersi. Da, o clipă. De unde știi dumneata că eu am fost și, am fost și... Știu și eu. Și mai știu și alții. Bună dimineața! Noroc, drăguț! Să trăim, Neabacus! Noroc! Ce mi-ai făcut, domnule Bumbescu? Ce s-a făcut, drăguț? Mai nenorocit? Eu, păcatele mele, cu ce? Păi cum o să plătesc partea mea de minunățiile ce l-am consumat aseară. Whisky special, icre negre, șampanie cordon ruș, conia curvoazie, ca să nu mai spun de toate alealte. Cel puțin 2000, numai partea mea. 5. Ce-i cu asta? Nu, nu, nu. Păi dar nu pot să primesc. Nu pot. Nu mă lasă conștiința. Nu pot accepta. Hai, lasă copilările, tu să fii sănătos. Atunci știi ce? Te rog, te implor, spune măcar cum pot să-mi revanșez. Auzi, să știi, pentru dumneata sunt în stare să fac orice. Orice. Mai bine să nu fie nevoie. Auzi, vii și mă ia astăzi de la serviciu. De aici. La 5 fix. La mine slujba sfântă. Nu te spera că te întreb. N-ai un costum așa mai prima? Mai la 4 aci? Mă tem că nu. Nu ai nimic. Te duci la Arta Amodi. Da? Îl cauți pe meșterul Turic. Îi spui că te-am trimis eu. Bine, dar cum să... Lasă, mergi pe mâna mea. Până la ora 5? Îi spui că vii din partea mea. Salut! Noroc! Bună ziua! Bună ziua! Cum ești rutulică, vă rog? E ocupat. Sunt Mira, reporter la ziarul Latitudine. Da. Domn Tulică? Da.
Domnulică, vă caută unul de la ziar. Cine? Unu, Mirea. E trimis de neabafus. Fii atentă cum vorbești. Da. Vine imediat. Da. Vine acuș. Vă rog să poftiți. Da, da. Să luați loc, da. Poftiți. Mulțumesc. Aule, stai. Lasă-l, este al meu. Poftim, poftim, te rog. O iau eu înainte. Intră, te rog. A, nu, 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 nu pot să cred ochilor. A, modest. Asta este să mă chestii socotele, asta e situația. Fantastic. Artă. Art. Your of art. Loveli, drăgălași. Fetița mea. Singura mea comoară. Trăiesc realitatea sau basm? Gloria Miralena. Pumbescu, mersi. E bun? Ce? Fii concretă! Puiul cu ciuperci. Materialism vulgar. E bun? Ți-a plăcut? N-ai niciun pic de demnitate. Dar cu ce ți-am greșit? Nu corespunzi. Cu alta nu coboram până la controlul economic. Plumpi de picioare, asta ești. E bun? Ți-a plăcut? Mâine ce să-ți gătesc? Ce să fac? Spune-mi și fac orice. Să-ți ridici necontenit nivelul. Alo? Tovarășul Radu? Tovarășul Sterea la telefon. Tot la birou, tot la birou? Nu e bine. Nu-ți neglija problemele familiare. Auzi? Nu tu. Ieși. Nu. Femeia. Da. Ascultă. Tinerica, care a fost azi în audiență, trimite-o la mine. Înțelegi? Să-i rezolvăm problema. Da, te rog. Mă rog. Uită-te la ea. Privește. De 5 ore au trântit-o la examenul de admitere. Invidia. Și ce are? Nu-i frumoasă? Cuvintele pălesc. Talent? Păi ia-mi să-ți arăt talent. Hai, comoară. Poftiți în studiourile Bumbescu. Hai. Ce arătăm? Casa Blanca. Vizele de tranzit. Nu le vând. Îmi trebuie cu orice preț. Dacă dragostea noastră însemna ceva în viața dumitale... Nu ne minti de Paris. Stai să vezi acum, pe fetița mea. Ești laș și ești slab. Vezi ce vezi. Iartă-mă, Ric. Dar ești ultima noastră speranță. Altminte, las lămoare aici. Ce nu se mune? Casa Blanca e un oraș frumos? Am încercat cu binele. Acum te somez. Îmi vei da vizită. Pușcă. Exact. Îmi faci un serviciu? Dar știi cât de mult te-am iubit și te iubesc. Dramă! Poftim dramă! Simțământ? Poftim cu alea simțământ cât te trece piorii. Ea n-are talent. Gloria mea! Miralele lui tăticu. Uite, poftim! I-am făcut studiouri. Peliculă, aparatură, plătesc regizori, artiști, plătesc, plătesc, plătesc! De unde, nea Bumbescule, de unde? Mm.
Doriți conversație? Da. Aseară la radio... Fără politică. Contabilul șef Ciupitu s-a exprimat într-o societate... Fără bârfă. Țuca Perișoară, cântăreața de care ați binevoit să vă interesați. Dezvoltă subiectul. Se prelimină unele dificultăți. Mie dificultăți? Ecolată. Decolează. Am înțeles. Știți că n-am vrut să vă deranjez în timpul mesei, dar... Vă caută un ziarist. Dic Mirea. I se mai spune și Balaurul. Foarte bine. Programul 1. Unde vreți să dați interviul? La stațiune, la cramă, aici la vilă sau, dacă aveți în vedere cazul, la dispensar? Să vedem cum evoluează situația. Mașina. E la peron. Alo, alo, fata! Aceea e pentru sosire, aceasta e pentru ducere. Poftim la ea? E șoferul dânsului? Am această neasemuită onoare. Îl cunoști de mult? Cum si, cum sa. Hai, nu fi așa secretos. Cortina, fata, Cortina. Știți, diminețile la munte obișnuiesc a fi foarte răcoroase. Să nu răciți, să nu răciți. Cu ce se ocupă? Chestii socoteli. Artist nu e, îi cunosc cam pe toți. Doctor, nu? Hai, fi o bomboană și spune-mi, e doctor, nu? Am ghicit. E, nu-i nimic, o să-l dibuiesc eu și de noi o plăcea când o să apar la minister cu copilașul în brațe. Cu copilașul în brațe? Gata, am ajuns. Gara e acolo. Nu, 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 e acolo. E pe aici gara. Cu copilașul în brațe. Pa, pa, ba du-te tu. Copilașul în brațe. Aș dori să mă considerați o non-prezență. O umbră. Ar fi greu. Umbra ce vă precede e renumele, iar persoana fizică îl justifică. Să-mi dați voie să stau, să privesc, să mă uit. Stațiunea noastră, noi înșine, suntem o carte deschisă. Citiți-ne. Am citit cartea de onoare. Bună. Aș avea nevoie de o prefață. O să o aveți. Aspasia, te-a rugat să nu... Este chiar însuși maestrul Ieronim Stâncă. Să nu lăsăm poezia să aștepte. Da, sigur. Vă rog. Maestre. Coane Jorzi? Vai, poftiți, maestre. Pupic! Maestre, îmi dați voie, un confrate. Cunoaște. Poetului de astăzi, mentor ești, mecena, cu buze însetate, la tine poposesc. Sunt ostenit, amice, simt că împleznește vena, elan, talent, putere, având mă părăsesc. Da, 50 de chile, bine? Se poate. 100 pentru maestru Stângă. Întindem deștiu cupa, se sorb din avântul. Aveți recipient, maestru? Am câteva obiecte. Da, are damigene. De-a cântat virtutea și harul strămoșesc. Și când peste întinderi va răsuna cuvântul, să știi că și pe tine, de-a pururi, te slăvesc. Maestre, o bijuterie. Ocazional, ocazional. A fost pentru mine o onoare. Coane Jorzi, pupic. Un geniu. Alcoolic. Și cum achită? Prin virament? Avem și noi un mic fond de reprezentare. În Occident, bine, exploatatori, capitaliști, dar eficienți, în Occident se numește public relations. Poetul are pană de foc. Dacă te vorbește de bine unul ca el, sau chiar ca dumneavoastră, pe urmă e mai greu să pățești ceva. Bine, dar nu înțeleg, ce ați putea păți? Multe. Mai sunt și oameni geloși, invidioși pe succesele altora. Succese în muncă, bineînțeles. Tovarășe director, cu îngăduința dumneavoastră să... Da, desigur, un moment. Să vină alduitul la mine. Mergeți, vedeți. Am dat dispoziție să vi se răspundă la întrebări, la absolut toate întrebările. Plimbați-vă, relaxați-vă, cunoașteți și criticați-le. Mai ales de critică avem nevoie.
Tovarășu, vă va însoți. Pe la prânz ne întâlnim. Nu, nu, să nu înțelegeți greșit. La cantină, cu tot personalul muncitor. Poftiți, vă rog. Tovarășu! Tovarășu, stați puțin! Stați, nu pe acolo, că nu e terminat! Vă rog, vă rog, pe aici! Ia uite, domnule! Ce Aspasia, dulce? M-ați chemat? Cum stăm cu plusul în gestiune la vinul Pichet? Raportez, în ordine. O să vină Ștevie, Grig, omul Bacus. Da, da. Deci, alo, da? Tovarșul Bucșe, un moment să vedem dacă e aici. Ăla de la vânătoare, care dă autorizație pentru cerp și căprioare. Salut, bătrâne! Roșu vârtos? Cât? 10? Dar ce ești, bolnav? Las că văd, bine, bine. Cum? La vânătoare? Pe nu s-a deschis încă. Ah, pentru plan. Bine, bine, o să văd. Salut! Ce mă, ce mă? Vă rog să mă iertați că dau buzna, da. E periculos. Eu așa, el așa, eu așa, el așa. Acum a dat de tipografie. Spune lui Trandafir să le-am primire. Înțeles. Toarșu, Toarșu! Toarșu, acolo unde ați fost dumneavoastră, se tipăresc etichete. False. False, false. Tovina, eu vă cunosc de la televizor, vă cunosc din ziar. Trei scrisori v-am scris până acum. Ceea ce se întâmplă aici este o astigătură la cer. Se jefuiește ca în codru. Stai puțin, tovarășe dragă, cum te cheamă? Lăsăm formalitățile, Nelu mă cheamă. Toarșu, Toarșu, pasiunea mea este natura. Ia uite-o. Natura. Să-i smulgem naturii tot ce are ea mai bun, să-i dăm omului. Eu sunt de aici, din partea locului. Am muncit mult, am dat și la seral, la hortii... La, da. Și ei, ai reușit? Am reușit. Bravo. Da, și ei au reușit să mă dea pe mine, să mă dea afară. Pentru că am descoperit, niște mișmașuri care le făceau între ei. Și eu, ca tânăr cinstit, nu admit ca cineva să fure din avuția la joală. Clar! Uite-i ăștia! Nu-i ascultați nicio vorbă, nu-i dați nicio atenție. Dânsul vine din partea aia la altă, de la zootehnie. Nu. Parcă spuneați că dincolo e sanatorul TBC. Da, e și TBC și zootehnie. Și tipografie, păi da, e zootehnie și tipografie. Păi, stai, tovarășu Nelu, nu te pripi. Aha, și dumneata ești cu ei, și ele cu ei. Hai, mă, gură mare, că dacă te păresc una, te veți minte, hai. Mă numesc Trandafir Bulbuc, oenolog principal. Am primit sarcina să vă conduc la comoara noastră. Așa cum americanii au Fort Knox-ul dânșilor, unde țin și ei ceea ce are mai de preț, aurul dânșilor, la fel și noi. A, vreți să mă îmbătați? Vai. Aceste cuvinte ne doare. Noi vrem să vă documentăm cum puteți scrie științific despre calitățile unor vinuri dacă nu le degustăm științific. Judecarea vinului trebuie să înceapă mai întâi cu culoarea. Învârtind paharul pe loc, dăm posibilitatea vinului să-și împrăștie aroma. Momentul acesta trebuie împletit cu o vorbă despre vin. Strămoșii noștri romani spuneau vinum bonum letificat corpominum. Cunoaștem. Apoi luăm o sorbitură care mai înainte de a fi înghițită, ea trebuie mestecată. Păi ea mai mestecat. Mestecă. Trebuie mestecat. Mestecă. Așa ca să se simte degustarea. Despre acest vin, poetul nostru, maestru Ieronim Stâncă, spunea: neasemuite vraje, acest nobil rod ceresc. Tu porți arome sfinte din solul românesc, cunoaște. De unde, șeful? Am aruncat o privire în cartea de onoare. 1-0. Bravo! Vinurile superioare pe care le vom degusta mai înainte de a ne stabili la cel pe care îl vom lua la cantină, unde vom lua masa împreună cu personalul muncitor, ar fi grasa, feteasca neagră
și temâioasa românească. Țărișoara noastră, dragă. Băbeasca! Băbeasca, auzi? Odată o băbuță mi-a spus... Ce? Veteasca place la bătrân! Și băbeasca la tine! Vestecați asta! Vestecați! Prin vin de masă se înțelege orice vin prost. Nu e cine știe ce, dar la masă merge. Păi toți strămoșii noștri romani spuneau trei lucruri pe lume dacă nu sunt bune. Care, care? Sunt foarte rele. Vinum, carmina, pepo. Păi da, și în traducere pepo înseamnă vinul, poezia și blubenița. Sau harbusul, cum vrei să o iei. Cunoaștem, cunoaștem. Fulmintul? Fulmintul s-a iar. O grădină sub cerul gol. Prietene, nu că ești. Prietenul meu. Cerem orice. Fulmintul fură mintea. Cerem orice. Se trăiți, tovarășe, director. Am venit. Văd. Arăți că am obosit. Mă da și eu de una. E cu mine, dar nu vă arăt, că mi-o suflați. Se poate la dispensar? Dispensarul e ocupat. Cât? Păi, dumneavoastră, cât aveți plus? A început să fie obraznic. Pe viața, pe cuvântul meu de onoare, domn șef. Nici nu mă gândi la așa ceva. Cât vrei să iei? 10 tone. 10.000 de litri a 1 leu 25, vânzarea 87 de lei, 3 sferturi. Bravo! Oh, pe dumneavoastră nu știți rețeaua care e nesățioasă și pe urmă și beleaua aia cu controlul financiar? Doamne, nici nu știți cât o să ne costă inestimabil pe viața mea. Hai, vă rog, insistent, îngăduiți-mi, stau și eu până dimineața când se termină încărcarea cu fata aia. Nu scot o vorbă. Aștept. Cum se vede viața prin el? În roz. Să trăiți. Să rămână boier, tot boier. Frumosule. Frumosul meu. Cele care cu arta ei unică, care arată? Mi-a capturat inima, sufletul, cugetarea, simțirea. Ce vrei? Am venit cu permisiunea lui Neabacus. Bine. Neabacus, a venit ziaristul. Să-i lași singuri? Păi nu. Am înțeles, am înțeles. Bun. Noroc, Neabacus. Taxi, hai! Ce faci? Ești auzi? Cu băiale mare la centrală, am ședin să lăsați. Nu, mai stați, măcar o rog. Uite, ne lasă. Hai, domnule, nu se poate, domnule, ne lași fără vin. Vin, ca aici, hai, băiatul, e. Galopă peis, you fiery footy steeds, towered phoebuses lodge in such a wagonier, eas fatten, udu iptu the west. De aici încolo cu avânt, avânt. And the bring, in cloudy night immediately, spread sai Klaus Katten, love performing night. De aici încolo verși lacrimi, lacrimi. Amare sau de bucurie? Și una și alta, pentru că e ambigu, așa e modern. Hai, să-ți mai rămâi! That runaways,
Ai smei, uink. Dumneavoastră îl predați pe Shakespeare în original? Aiurea, nu știu nimic din engleză, dar dacă așa vor ei... Fă-mi să-l vând cu evantaiul ăla. Oh, ei, cum fu? Oh, wonderful. You almost break my heart. So profundity, so a lot of nuances. Știi, eu deocamdată nu știu americanește. Învăț numai așa, texte din piese, din filme. Nu se poate, dar ai un accent ca la Oxford, ca la Cambridge. Oh, pe când o să fiu la Hollywood. Ah, Hollywood. N-o să trebuiască să dau mereu și zilnic interviuri. Ah, fii te rog, drăguț. Ah, Hollywood. Radio, televiziune, presă, doamnă în Hollywood, afișe peste tot. Celiza Milanelli, Gloria Miralena Bumbesco. Ah, deci intenționat să... Păi nu o să-mi risipesc talentul și frumusețea aici. Aranjează, tăticu, și goodbye, frumoșilor, dacă nu m-aș știu prețui. Dar ce ai? De ce te-ai posomorât? Hmm? A, nu, nimic. Destinul dumitale este să zbori, talentul nu are hotare. E... Pe când noi ăștia lați. E, fiecare cu soarta lui. Duduie Gloria Miralena. Da. Zi. Nu îndrăznesc. E, nu se poate. Ei, zi. O întâmplare inexplicabilă m-a adus în posesia unui obiect pe care numai frumusețea dumitale răpitoare îl poate pune în valoare. Să nu... Vezi un gest deplasat, te rog, te implor. Primește-l ca pe omagiul pur al unui admirator în fața talentului care zguduie sufletele. Le face mai bune, mai nobile. Le avântă spre... O, drăguță de el! Păi asta s-o pun eu în dolap, joarsa asta? Asta e bună pentru artistele de la Buftea. Artiste, da. Vorba vine. Ia uite aici, șa. Bizamu. Uite colea Nurca. Ia uite aici Astrahanu. Și uite dincoace, Vizonelu. E? Foaia. Foaia. 11.940. Să rămână. Vă mulțumesc foarte respectos. Atât în numele meu, cât și în numele dinței. Mediocră. La banii tăi puteai să găsești ceva mai interesant. O cunoașteți? Mm. Să trăiți! Cotorul. Poftiți? Gata, flambat. Mă iertați. Rezolvat. Să trăiți! Băierule, dar astăzi dă-lea cu parole. Dă-lea. Și care e parola? La sfârșitul lunii. Adică cu la sfârșitul... Ce? Să prăpădiți banii? V-ați învățat risipitori. Și cum faceți voi de scoate spusurile astea de timp? Păi foarte simplu, dragă. Când se face clasarea la inventar, ele vin un bun de vine rău și invers. Sau mai repede la transport, adică eu... Transport 42.333 de litri de muflată, de băbească, de chestie. Stai jos, miliția. Și în acte 3, 2.333 de litri. Și banii? Banii ia nașul și ai noștri. Ai înțeles? Să trăiți! Bună ziua! Actele la control, vă rog. Am făcut ceva? Miliția economică. Poftiți! Dumnezei? O logodnică. Da, să fie într-un ceas bun. Alo, aici maiorul Voinea de la Miliția economică. Da. Aș dori o verificare de rutină. Cisterna cu numărul 34B8068. Ați vrea să ne confirmați numărul foiei de parcurs? Numărul foiei de parcurs? Un moment. E în agenda Blue Marine. Alo. 11.948. Cu data de azi.
Cu cine ați vorbit? Gheorghe Cercel, directorul IAS Vinicola. Nu, nu face nimic, e normal, e firesc. Vă salut. Stăpâne! Ești mare stăpâne! Nu, nu. Te prins! Măi! Măi copii, mă deranjați! Voi n-auziți? Mă deranjați, se poate? Ești vesel, tati! Vesel? Puțin zis. Vezi tu dosărelul ăsta? Da. Am prins un fir. Și pe firul ăsta... Ia să văd. Cercel Gheorghe, ha? Era dor de tine, tati. Hai. Hai. E mașina la colț. Ce? Puf. Zici ăta și unde se zmeadă. Ieși. Nea Bumbescu, dumneata la mine? Cum ai găsit? Găsim orice. Dar te rog, ce porcărie, domnule, ce în reparație. Porcărie. Apoi în revizie, iar în reparație, din nou în revizie. Te rog. Alo, elevatorul, tu ești director? Aici Nea Bacus. Păi bine, mă, vrei să mor? Nu știi că am o inimă cardiacă? Sigur că sunt supărat. În strada Visarion Sachelariu, numărul 14, nu merge liftul. Mă faci să urc 10 etaje. Ai? De seară? Nu, tata, acum. Verific personal. Mă rog. Ai fost pe la Gloria Mirelena? Da, e adevărat, dar v-am cerut permisiunea. Da, drăguț. Da. Ea e tot ce am să știi. Acum, dumneata, ca om de condei, cunoscător de oameni, ai studiat. Spune-mi, da, te rog, ca unui părinte, ce părere ai? Da, e bine, e bine, dar are un defect. Mare. Uite, uite, vezi, cum să spun eu, e prea sensibilă. E prea minunată pentru lumea asta, domnule. Are un suflet de mimoză. Să nu o atingi nici cu un fulg de păpădie. Victor, copilul meu. Eu sunt o fiară, să știi. Deși n-ar trebui să fie așa dacă vrei să răzbești în viață. Dar pentru ea fac tot. Mă înțelegi? Totul. Da, cât de fericită este ea. Toată lumea o iubește, toată lumea o admiră. Simpla ei apariție îți trezește în suflet acel fior. Dar nu. Rămâi acolo unde te-a pus soarta. Nu năzui spre culmi inaccesibile. Necultra sutor, crepidam. Victorie, nu cumva să căzut cu troc? Ba da, lasă-mă să spun. Nu pot nici măcar îndrăzni să sper. Îndrăznește, domne. Nu pot să cred. Tatăl aspru și exigent nu-mi interzice? Nu-mi interzice să-mi încerc norocul? Nu! Aprob! Aprob pozitiv! Și știi de ce? Pentru că ești curat. Eu mă pricep la oameni. Dacă nu mă pricepeam, de multe ar mă las dup. Chiar prea curat. Și asta e bine. Pentru ea. Te-am încercat să știi. Acum ți-o spui. Victorie! Un singur lucru cer. Viața. Viața.
Am aranjat tot. Voiași de nută, unde vreți. Dar să gândi Elveția. Că dacă mi-a știut Dumnezeu și eu nu văd de ce nu mi-a ajutat, că am dat la bani, la biserică. Pa! Aveți acolo tot ce vă trebuie. Și pe urmă... Dar să respecti. N-a bacus. Nimic înainte de nuntă. Jur. Pe ce mai sfânt? Hmm? Ai cisternă? Aia, spiritul în regulă. O scăpiat fiilor. Eu contez că... E la purtător. Nu eram nebun să care atâta numerar după mine. Bravo, domnule. Foile, că ne-a Bacus e cam neliniștit. Uite aici. Le-a pus Dumnezeu mâna în cap. Cine are nevoie de spirit? Spitalele. Uite aici. Brâncoveniți, Funden, Vitin, Colțea. Auzi? Am dat de unul care a făcut niște ștampile extraordinare. Talentat băiatul, să jur că sunt adevărate. Cât? 10.000 are. Cât? 10.000 are, ce te zici. Uite. Tot la purtător? Tot. Stătești. Salut. Cum faci, nea Bombescule? Bombescu zis Bacus, care poate orice. Vino cu mine și ai să vezi. Spiritul, cât mai ieftin, cât mai scump, după cum e piață. Zahărul, cu suprapres. Atunci, nea Bacus, dă după el toate țoarele astea, ia un halat de profesor, că asta sunt, domnule, dacă vrei să știi, profesor, și coboară la laborator. Cum, nea Bombescule, cum? A, cu timpul, cu răbdare, o piesă adusă de la o stațiune vinicolă, alta de la altă stațiune, aia adusă din străinătate, cu aur, domnule. Ce să-i faci, câte arme în cap de aș putea să le fac pe toate? Atunci, așa, pichet. Ia gust. Eu? Sănătate. Cum e? Oribil. Nu, Victoraj, e doar slab. Ia pune... Ia să guști acum. Spiritul e spirit! Ăsta e momentul. Dacă l-ai pierdut, ai feștenit. Pichetul trebuie să aibă 7 până la 9 grade. Înțelegi? Acum, culoare. Culoarea vinului. Ca să se bucure și ochiul. Bă, ai notat cât ai pus la sortimentul ăsta? Sigur, și colorantul. Așa. Și mirodenile. Și acum ne scăsodă. Fortificant suplimentar și fixativ. Stai, domnule, pe ce faci? Ce faci? Otrăvești oamenii în masă? Nu, stai, domnule, stai, că nu, asta e. Sensibil, sensit, te potrivești cu Gloria Miralena. Ia dă-mi cu așa. Păi să poate una ca asta, ce dragă. Suntem umaniști, ce dracu. Ia, dă-i-l. Ia uite, uite-l, pajiștea bujorului, ia-l. Tovarășu inspector, bună seara. Noroc. Unde putem discuta liniștiți cu tovarășa? Pentru noastră, tovarășu inspector, pentru noastră facem orice. Poftiți. Mai e cineva? Poftiți. Restaurantul Pajiștea Bujorului vă stă la dispoziție. Vă rog. Mulțumesc. Vă recomand un vin amărui cu gust de floare de periniță. Capitos și corespunzător. Ia, tati, poate e ceva mișto. În fond,
Muzica asta este creația negrilor. Linșați și oprimați, ascultind-o, îți dai seama care momente de revoltă, de nebunie. Ce faci, Casanova? Cine e tipa? O cunoștință, o colegă, cam așa ceva. Era vânătă de gelozie. Băi, n-avea de ce? Oh. Ha. Ai dreptate, mișcările astea mai animate ajută la diminuarea colesterolului. Ar vrea puțin aer. Auzi, de aer aici? Ușor. Nu mă ține, mă vede lumea. Mama! Nu mă lăsa, tati! Orele fără tine mi se par pusti și zilele foarte lungi. În fond, ai dreptate, dragă. O puțină odihnă e necesară de a relua munca cu puteri înzecite. Ar vrea și alții de 50 de ani să fie ca tine, tati. Când l-ai pregătit? Când dormeai. Vai, ce drăguță ești. Tati, ia și friptura. Foarte bună. Tovarășe, cum îți permiți? Cum ai intrat? Uite așa. Sunteți de la organele noastre? Uncule, eram tare nefericită. Azi eram sub tren dacă nu mă salva acest om. Acest om minunat. A, de ce nu spui? Se schimbă treaba. Bumbescu. Sterea. Sunteți din provincie, dacă nu mă înșel, și cu ce ocazie pe la noi? Am venit cu notă de plată. Notă? Ce notă? Care plată? Păi să o luăm metodic. Prima oară 750. Modest, ca de început. Vorba la bar brusc, 4.000. Face. E și program educativ. După aia la munte, la mare, chestii socotel, 10.650. Și altele. Ce mai? Total vreo 43.000, grasă modă. Păi, dar ce credeai? Că am ajuns la fiecare după necesități? Și să mă ierți, ai necesități cam mari, nene. Așa e când te abții. Te abții și vorba dai buzna. Și mai sunt și altele. Niște poze care mari plăcere le-ar face alora de sus dacă le-ar contempla. Ești un dușman! Un dușman strecurat! Nu, domne, sunt un om care are un necaz, un prieten. Cercel Gheorghe de la Iasevi Nicola. Dosarul lui e în mâna dumitare. Îl vreau curat lacrimă. Și dosarul și prietenul. Tovarășul, sterea nu se vinde! E cumpărat, gata. Bine. Eu n-am timp de glumă. Gabi, hai! Tati, o lași tu pe fetița ta să se arunce sub tren ca Karenina? Ce trebuie să fac? O nimica, tata, un telefon. Hai. Unde? Să trăiți, Coane George. Seară bună, fetelor. Fetele Stolu. Ce, m-ați terminat provizia? Nu de asta am îndrăznit să vă deranjez. Fără palavre. Neapacu își logodește fata.
Foarte bine, ce mă privește pe mine? Vrea la matar. Perfect. Îi sunt prieten, e obligat, îi sunt obligat. Da, să vrea de granda. Perfect. Da. E un loc discret. Vreau să-l ajut, normal. Dar să plătească la timp. Sunteți mare, Coane George. Să mor eu dacă nu sunteți mare, auzi? Acum, eu n-aș vrea ca să vă supăr. Dacă îmi permiteți, Monșer, eu sunt un vierme pe lângă. N-am venit pentru asta. Vă expuneți. Ar trebui prea vă afișați cu... Mai ești aici, cretinule? Vă salut, să trăiți. Dacă logodna ne costă cât ne costă, cât o să ne coste nunta? Nunta va fi afară. Să trăiești, Neatemi! Hai! Salut, salut! Să trăiești! Scrie acolo. Muzică? Suntem sătui de muzică. Nu? Domnic, atenție! Să te dați! Ce zici, ha? Cum mulțumim? Hai, mă! Petru, genere și mireasă. Cine e ginerele? Un barosan. O să-l cunoști. Mare! Nostru. De-al nostru. Succes! Tovarășu Sterea, poftiți! Ce onoare, ce plăcere! Spune-mi, te rog, aici, ca să zic așa, oricine? Vai, dar se poate, tovarășe inspector șef! Dar n-ați văzut firma? Preventoriul TBC! Cine să intre? Toți fuge de microb ca de controlul financiar. Numai de-ai noștri. Ia aici și găbița. Ce ați făcut că nu poate să doarmă toată noaptea? Numai pe dumneavoastră vă visează. Poftiți, poftiți! Artista lui Petite. Cumnatul nostru Titireș de la Botelul Florilor. Verul nostru Sofronie de la Lacul și Vopseaua. Vinul nostru, Gheorghe Popa Gheorghe, de la Părul de Aur. Tovarășul Sterea. Felicitări, tovarășul. Tutia mea. Fericită și încântată. Și Găbița. Găbița. De când vă așteaptă Găbița. Ești fericită, fetița mea? Ce tu vrei? Gata, dă-i drum! La masă! Oh,
pentru mine mâncarea, băutura, chestii socotele. Bine, dar atunci care-i plăcerea dumitale? Bani? Am destui. Nu, frate. Plăcerea mea e să studiez pe om. Să dibui unde-i șurubul slab. Și crac! L-am învârtit și al meu. Uite-l pe Stelea. Știi cine e. Nu știi cât tremură de frica lui. Da, dacă îi spui acum, suie-te pe masă și fă ca măgarul, el rage. Cu ce vă ocupați? De responsabilă. Da, nu e. Un chior de răcoritoare. Vara cel puțin e trăznet. Îți pot aranja chiar pe litoral. O cunosc pe Găbișoara. E, nu, sunt mai roșie așa. Îngodeți, mă. M-am dus la Brașov să-mi iau lovelele de la milogul ăla de Liliacu. De el lovele Nexam, că ne-a dat una peste cură, i-a sărit placa de ori. Dar mai are una de rezervă. Tu nu mănânci, darling? Nu pot uita. Sunt prea emoționat și fericit. Mie emoția și fericirea îmi produce o gaură în stomac. Se vede că ești în comerț. Și eu sunt. Eu mai bine prefer dramele triste. La TV de-abia aștept să se reia Dalov. Ah, suie Elen, cât suferă ea sărată. Vă place? Da, e un serial educativ, să știți. Da. Arată descompunerea capitalistă. Ah, nu. Vă rog, fără politică. Noi trebuie să fim politicoși cu clienții, că ei ne dă pâinica. Scumpule. Și ce mai ungem noi pe ea? Pe pâinică? Știi ce a făcut Conu George? A deschis o fermă zootehnică. Efectul? Toată lumea dă năvală. Aia, caut de toate. Ți-e foame? N-a și de mâncare, n-a și de băut. Da, și eu, foamea mea. Auzi, vrei să te angajezi? Sigur. Dar pe litoral? 25 de mii. Gata, șef. Lipește ușurul, văd chentul, faci talacul, lipește ajutor. Nu e niciun fel de probleme. Niciun fel de probleme. Sunt slujbași, nu-mi place să mă prindă cu proprietăți. Stai, ca cu jur. Ei, bani, hai cu tine, nu e niciun fel de probleme. Domnule Mirea. Da? Mi-a corus câteva clipe. Vă rog? Am chef de o discuție abisală. Așadar ai reușit. L-ai dus de nas pe Neabacus. Ești primul om care face asta. Ești mare, domnule, ești foarte mare. L-ai băgat în cofă și acum o să ne bași și pe noi la apă. Domnule Cercel. Nu, te rog. Ești fals, ești artificial printre noi. Te-am urmărit cum ne urmărești. Așadar, finita la comedia. A durat prea mult. În ce mă privește, l-am întâlnit pe Neabacus și am izbândit. De fapt, toți vor să fie aristocrați, dar n-au curaj. O fac pe ascuns, prin unghiere.
Ce plăcere ai să bei de unul singur sau să faci amor cu o damă, tot pe ascuns? Cu teama că o să te toarne cineva sau chiar ea. Totuși, cei mai mulți oameni acționează cinstit pe față, domnule Cercel. Să știi că dacă o să te miroasă și ăștia, s-a terminat cu dumneata. Dacă m-ai mirosit, de ce nu acționezi? Păi și ăla, facu-și sărăura, lasă-ți, nu? Ele, facu-și să străiască sărăura. Doamna Bulbuc, nu? Nu? De ce? Ce ai, fetița mea? Ești tristă? De ce nu dansezi? Cu Victor. Numai cu Victor vreau. Aha. Trandafir! Gric! Unde-i Victor? Nu știu, a dispărut. Cum asta? Distras-i-n fata! Și totuși, iată-vă, scursori, viermi, șobolani, neoameni! Poporul muncește din greu ca să dea țării ăstea locul pe care îl merită în lume! Și voi, un grup de paraziți, batjocorind încrederea societății, v-ați pierdut înfățișarea de oameni! Nu vă puteți vedea! Ei bine, o să fac eu să vă vadă lumea așa cum arătați, așa cum sunteți, lepădăturilor! În numele celor care muncesc, trudesc, cinstit, în numele celor care acceptă sacrificiile necesare, în numele dreptății! Tată! Opriți-l! Prindeți-l! Opriți-l! Pion 2, Pion 2, aveți grijă să nu se întâmple ceva ziaristului. Dacă ăsta afla ceva și scrie despre noi, s-a dus cu biștița. N-am ras! Mie puțin în pas. Am dus totul la rude. Acasă sunt curat ca lacrima. Oh. Hai, băieți, că v-ați lăsat așteptați. Hai! Ce? Miliția! O ține venit! Miliția, miliția economică! Ce este? Ce s-a întâmplat? Nimic, nimic, nimic! Miliția! Miliția! Cum e? L-ați găsit? N-au găsit ei! Care? Băieții de la miliție! Nu s-a legat degeaba! Du-te! Ce? Miliția! Miliția! Miliția economică! Miliția? Economică? Dar... dar ce-am făcut? Maiorul Voina, dați-mi voie să vă felicit. Ați riscat, dar ați reușit. Împreună. E vorba proverbului, unde-s doi... Puterea crește. Puterea crește, sigur că da. Iar fost o zi miliția. E aici, colo, dincolo, peste tot. Dobitocule, îmi sperii vânatul. Degeaba a scăzut pe mine, domn maior. Sunt curat ca lacrima pe viața mea. Singura mea avere e norocul. Mașina asta am câștigat-o la lot.
Da, da, norocul altora pe care tu ai plătit gras. Ah, m-au cântat, hă? Știu eu ce e la capătul săpăturilor astea. Dau în mine ca să lovească tare în nașul. Ia explică și mie, care e secretul nașul ăsta lui Bacchus? Care să fie, domnule, slăbiciunile oamenilor. A? Le exploatează și el când vrea și cum vrea. Și slăbiciunea dumitale care e? Păi slăbiciunea mea, viteza. Viteza pe șosea. Făceam două curse în 10 ore în loc de una. Una nu treceam în foaia de parcurs. Luam și o 10%, iar restul din cisternă lua nașul, dădea și el acolo. El știe. Da, da. Căldura mare. Mm-hmm. Și cam cât o fi 10% dintr-o cisternă de-asta? Păi cât să fie, domnul Maior, câteva sute. Cam și boala gagicuțelor, dar nu sunt pretențioase. Mă dese gagi, sigur. Tovarăș Maior, permite să raportez. Le-am găsit îngropate în garaj. Da. Filatelist? Ce să steaște vie? Sunt și colecționar, domn Maior. Da. Să mă urc? Cum era? Cine? A, te faci că nu știi. Nu. Gloria Miralena ta. Oh. Ce nume? Bica, doar să-mi explica. Ah, domnule Vita, las că știu eu, sub pretextul chipurilor documentări, ai profitat puțin. Iubi. Ah, cunosc. Tactica înduioșării nu ține. Poate cu bine, Gloria da. Magdalena aia ta, nu cu mine. Bine, și ce să fac ca să mă crezi? Ce să fac? Să fii sincer, să-mi spui tot. O să mă doară, o să sufăr, dar o să treacă. Bine, dar eu ți-am spus. Cum era? Era mai bine ca mine? Nu. O spui numai așa, ca să-ți accepte explicațiile șubre de nesincere. Uite ce, Bica. Bica, să știi că... Și costumul? Costumul ăsta lipsit de gust. Tot costumul? De la ea? Da. Costumul ăsta? Stai să vezi costum. Poftim costum. Ce faci? Poftim costum. Chestia cu blana, tot nu mi-ai explicat-o. Poftim costum. Blana. Poftim. Poftim costum. Poftim. Blana? Uite blana, poftim blana. Nu tăia! Bica! Autai! Ia vezi ce-i chiar. Încotro trandafire. Luam puțin aer așa. În porcăria asta? Da, dar să știți că urmăresc de foarte multă vreme niște bandiți. Niște bandiți care aș putea să spun că sunt niște hoți care au ascuns ceva și eu am descoperit. Eu, în acest moment, vreau să predau ceva pentru pratii... Pratimoniu gospodării, da, da. Da, vi-l predau dumneavoastră pentru că, într-adevăr, este o valoare. Poftiți. Priviți. Ce predau eu? Uitați. Eu vi le las și eu mă duc pentru că... La revedere, sănătate vă doresc pentru că eu plec. Sănătate. Nu, nu, rămâi cu noi. De ce? Poate dumneavoastră aveți treabă și o vă rețin. La revedere și vă felicit. Luați atitudinea! Atitudinea! Cotidian, responsabilitate cetățenească! Bună ziua! Să trăiți? Să curgă virus, să cânte muzica, să fie femeile sau miniția! Am venit. Băbească, fetească, ce doriți? Poama fete, cum mi se spune în popor. Cu ce vă putem servi? O întrebare ușoară. Unde țineți vinul, valuta, aurul? În Elveția, pe stânga. Ce-i pe mine și în ladă? Ce-i în gușe și în căpușe? Simpatic. Pe dumneata am văzut ce ai, ne dai voie să ne uităm și în ladă? Na, ce să fie? Deșgheaua. Deșgheaua întreprinderii. Da, 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 sigur, sigur, nici să mă dau, mă dau.
Auleu, cu grijă, cu grijă, e din inventar. Oh, dar ce s-a stat, Nabahus? Ce s-a strâns la logodna Fimii? Bani pentru coșniță? Coșniță, coșniță. Verzituri, verzituri. Verzituri, adică... Țigări medicinale. Un da, spital, un garaj, știți cum se întâmplă. Vazodilatator. E... Controlează și anexele, te rog. Mulțumesc. Da, țărțoagi. Mizerii de-astea. Toată strângi om. Ce-i viața asta? Ei, doamne. Ia te uită. Unde era comoara lui Bacchus și a celor 40 de hoți? Eu hoți? Nu permit! Gloria mea! Stai jos! Permite să raportez, am mai găsit ceva! Ce? Unde ce? Te rog să fotografiezi toate piesele existente aici. Am înțeles. În culisa mea. Merit. Mi-am călcat principiile. O singură dată în viață am avut încredere. Da. Am terminat controlul la depozitul de vinuri al lui Bumbescu. Da. Am descoperit circa 8 kg de aur sub formă de bijuterii. Da. Peste 1 milion și valută. Da. Vă rog să ne trimiteți 2-3 ofițeri și o dactilografă pentru inventarierea valorilor în prezența martorilor. Da. Am înțeles. Raportez. Bacchus și întregul grup au fost arestați. Luați atitudinea! Atitudinea! Luați atitudinea! Cotidian de responsabilitate cetățenească! Secretul lui Bacchus. Ce-i asta? Scrisori de felicitare de la oamenii muncii pentru curajul ziarului nostru. Domnule, de ce dai buzna? Te-am chemat eu? Da. Să trăiți. Eu nu am vrut să fug de răspundere. Eu nu am fost de ordinar, aticăloșie. Într-adevăr. Da, vă mulțumesc că ne-a tras atenția. Dar sigur, trebuiau accente mai aspre, mai viguroase, mai corespunzătoare. Într-adevăr, da, sigur, cititorii noștri vor deveni mai vigilenți. Acesta a fost și scopul nostru. Să ne aducem aportul la prevenirea unor asemenea mârșăvii antisociale. Da, da, este un tânăr ziarist destul de... Vreau să spun foarte... Desigur, o să-i transmit. Să trăiți. Păi neapărat îi transmit. Dă-mi voie să te felicit. În sfârșit. Doar Mira! Doar și Mira! Vă felicităm cu... Vă felicităm cu ocazia, cu această ocazie. Dar dumneata de unde ai aflat? Din ziar. Nu, vă mulțumim că ați pus pana dumneavoastră în slujba eticii și adevărului și am hotărât de împreună cu... Dar e perfect! O poză? Atenție! Mergem să bem un pahar de vin. Da, la noi!